USR a strâns peste 750.000 de semnături în cadrul campaniei fără penal în funcții publice și cel puțin 20.000 în jumătate din județele țării, ceea ce înseamnă că deja organizatorii au cules cu 50% mai mult decât ce-au propus. În județul Cluj, peste 40.000 de oameni au semnat listele USR. Campania va continua pentru că organizatorii și-au propus să ajungă la 1.000.000 de semnături pentru ca mesajul să fie cât mai puternic. Acțiunea constă în strângerea de semnături pentru susținerea unui nou articol constituțional care prevede că nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de președinte al României, cetățenii condamnați prin hotărâri judecătorești definitive la pedeapsa închisorii pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Odată strânse cele 500.000 de semnături, USR poate demara procedura parlamentară pentru înregistrarea proiectului legislativ. Potrivit Uniunii Salvați România, numeroase țări din Europa au astfel de interdicții în legislație. Scopul este clar, articolele limitează corupția în instituții, iar anumite state, printre care Estonia, Danemarca, Polonia, Luxemburg, au trecut acest principiu în Constituție. În România, legislația nu interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcții publice, cu excepția celor din guvern.